Suporterii Sighetenii sunt așteptați în număr cât mai mare la meciurile acestui sfârșit de săptămână pentru a le susține pe junioare în cele 4 partide disputate pe teren propriu. Weekendul acesta, 15-17 decembrie, va avea loc turneul 3 din cadrul campionatului național U13 feminin, unde va participa 4 echipe, echipe din Arad, Salonta, Cluj-Napoca și Timișoara. Acest eveniment se desfășoară vineri, sâmbătă, duminică, unde echipa noastră va juca vineri un singur meci de la ora 18, sâmbătă, iarăși un singur meci de la ora 16 și duminică două meciuri de la ora 11 și ora 16. Deci pregătirile sunt tense din urmă cu 3 săptămâni, asta însemnând antrenamente de 4 ori pe săptămână. Încercăm să facem față acestor echipe, care sunt echipe de o învergură destul de mare și noi jucăm la o categorie mai mică cu un an. Ceea ce până în prezent am avut două etape desfășurate, una la Arad și la Cluj-Napoca, unde, zic eu, am reușit să facem față și să demonstrăm că dăm progres de la un turneu la altul. Lotul echipei ACS Eco Sighet este format în cea mai mare parte din elevele școlii gimnaziale Dr. Ioan Mihali de Apșa. Fetele sunt la primul meci pe teren propriu. Așteptarea mea principală este să facem un meci frumos, să demonstrăm că putem face acestor echipe și că, totuși, să dăm din natură de un basket frumos la nivel de oraș de Sighetul Armației. În cont că este și prima etapă și primul meci în care jucăm acasă, sperăm în tot sufletul să avem suportă și o galerie numeroasă, dar în același timp am și emoții ținând cont și de starea fetelor, că fiind foarte și foarte emotive, că acum vor avea și părinți o casă să le vadă și prietene și rudele. Dar sper că până la urmă să iasă totul bine și să facem un meci frumos. Turneul va începe vineri la ora 16 la sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier, unde vor fi disputate de altfel toate meciurile din weekend.